Nu știu dacă mi-a ieșit acest vijelios dans de început de vlog. Vedeți că am ochii cât cepele, suntem într-o dimineață de duminică și vom porni un nou vlog. De ce sunt atât de fericit? Am aici în mână un plic pe care l-așteptam de foarte mulți ani. Iată că el a sosit. Hai să vedem despre ce este vorba, cu toate că cel drag în speță odrasla mea mi-a spus ca nu cumva să îl deschid. M-a ars de curiozitate și am încălcat dorința lui. Ok, știu despre ce este vorba, dar hai să vă explic și vouă. În urmă cu vreo 3 luni, stând de vorbă cu cel drag și cu prietenul meu Florin la un pahar de vin, am decis ca să mergem la un concert. Și de ce spun că de mulți ani așteptam acest eveniment? Sosește Metallica, formația mea favorită, banda mea favorită, cum vreți voi să o numiți, pentru că eu la origini sunt rocker și acești oameni minunați, cred că sunt pe final de carieră, probabil fac acest tur al Statelor Unite ale Americii, poposesc la sfârșitul lunii și în Chicago la un festival, sunt cap de afiș. Am mai fost în Roma prin 90 și ceva la concert, undeva la vreo 110-120 de mii de oameni pe aeroport. Fiumicino se numea zona, de fapt așa se numește și aeroportul principal din Roma. A tunat, a fulgerat, știu că doar 10.000 au dat bir cu fugiții, restul am rămas acolo să facem, ce credeți, ceva de genul acesta, să dăm din cap. Până acele timpuri aveam și eu o podoabă capilară mai bogată. Ok, există un fluturaș cu un cod, se spune că trebuie să activezi scanând acea chestie și aici avem niște brățări care se pun la mână, probabil au un chip ceva înăuntru. Și cu ajutorul acelui cod activez brățara. Sunt 3 la număr pentru că vom fi 3 rockeri. V-am mai spus despre prietenul meu Florin că adoră nespus de multă muzica rock. N-ai spune, știu, dar lucrurile stau astfel. Prin jurul lui mișună doar CD-uri cu muzică rock. Bineînțeles că ascultă muzică veche, dar oricum, bravo lui, pentru că are niște gusturi deosebite. Ce vom face astăzi? O să merg în Chicago pentru a-l lua pe prietenul meu, care nu trece chiar prin momente minunate. În speță, domnul cameraman a fost internat în spital, până la urmă a reușit să iasă de acolo și a mai revenit, dar a avut o altă problemă despre care nu vreau să vorbesc acum. Sunt chestii ce nu se discută în fața camerei de filmat. Una peste alta, vreau să merg și să-l scot din acea stare. Pe drum mă voi opri la un magazin românesc pentru a cumpăra o caserolă, două de mici, după care mă voi îndrepta către Chicago, undeva pe malul lacului Michigan, din ce am văzut eu, sau cel puțin în apropiere. După ce mă voi întâlni cu prietenul meu, vom procede către statul vecin, unde, după spusele domniei sale, se derulează în fiecare duminică un fel de sărbătoare câmpenească, oameni care se luptă cu săbii, persoane îmbrăcate în costumele de altă dată, nu știu ce se întâmplă acolo, show ecvestric sau cum se numește, nu știu dacă am pronunțat corect, să nu săriți de fund în sus, în speță prezentare de exponate cabaline. Pe mine nu mă încântă acest lucru, deoarece în copilărie am avut parte de foarte mulți cai în jurul meu, știți că acolo unde am petrecut primii ani de viață exista o herghelie în apropiere și de câte ori mergeam la joacă, trebuia să mă strecor printre acei cai. De ce spun, știți, dacă sunteți mai vechi pe canalul meu, anul trecut am postat un vlog din locația respectivă în care chiar v-am prezentat acei căluți care viețuiesc în herghelia de la Sâmbăta de Jos. Acum că am vorbit destul, hai să ne îndreptăm către domnul cameraman, pentru că timpul trece. S-ar putea să fie 2-3 vloguri, deoarece dacă voi aduna material mai mult, îl voi segmenta și îl voi posta în mai multe etape. Am avut mari probleme cu sunetul.
pe fondul ultimelor postări ați văzut că se auzea un sunet al cărui volum era extrem de scăzut. Îmi cer scuze pentru acest lucru, știu că este deranjant, mai ales pentru un vlogger care aspiră pe cele mai înalte culmi. Acum să nu ieșim din context și să vă spun că între timp au sosit noile lavaliere. Puteți să observați și voi că am îmbunătățit calitatea sunetului, să sperăm că nu vor mai exista aceste probleme. Nu am mai fost de ceva timp prin această zonă, văd că s-a turnat un nou covor asfaltic, aceeași problemă, a uitat să înalțe canalele așa cum trebuie. Ok, dacă veniți în Chicago, hai să vă dau un pont, aveți grijă pentru că pe majoritatea arterelor sunt camere de supraveghere. Doamna Lori Lightfoot, primărița actuală a orașului Chicago, a venit cu această idee de a împânzi zona de camere. A mai redus din amenzi, dar a pus și mai multe camere. Acest lucru îi dă șoferului o irascibilitate extrem de mare. Nici eu nu sunt de acord, mai ales că existau deja acele semafoare care aveau camere, dar acum și pe străzi este plin de astfel de gadgeturi care îți înregistrează sau măsoară viteza, îți fac o poză și vei primi acasă în poștă un tichet. Dacă ești la prima batere, doar un avertisment care, dacă nu vei mai comite o altă infracțiune auto, în următoarele 6 luni ți se va șterge din record. Dacă nu, la următoarea batere vei primi o amendă, nu știu exact cât este, am înțeles că vreo $30, înainte era vreo 60-70. Poate greșesc, dar aveți grijă, așa cum vă spuneam, Chicago a devenit un oraș al camerelor de supraveghere. Și cum nu era îndeajuns la tot pasul, mașini de poliție ascunse prin tot felul de parcări, doar șoferii nu le zăresc. Dacă nu ai centura, dacă vorbești la telefon sau dacă rulezi cu o viteză neadecvată, imediat domnul respectiv se ia după tine și îți livrează o amendă. Mai am vreo câteva minute până voi ajunge la prima destinație, magazinul pe care foarte mulți imigranți îl frecventează. De altfel, el se numește Fresh Farm International. Acolo găsim produse pentru toate gusturile. Am cumpărat mici mereu din locația respectivă, dar în ultimii ani s-a tot schimbat proprietarul acelor mititei, în sensul că doamna care la început a decis ca să pornească acest business, probabil s-a retras, a venit o altă companie și acum, din câte am înțeles, un român produce acești mici care se distribuie în locația pe care eu o voi vizita. Am ajuns la Fresh Farm International, văd 2 mașini de poliție, poate au venit și domnii respectivi să-și cumpere câțiva mititei. Glumesc, probabil s-a întâmplat ceva fructe. Încă de la intrare, acest magazin este uriaș. Sezam, deschide-te! Vedeți acești munți de fructe, încă nu este mare zarvă. Nu am să filmez prea mult pentru că nu vreau să intru în intimitatea omului. Hai să căutăm mititei. Ultima dată erau pe aici, prin zonă. Văd că tot aici sunt. $7.99 pe pound. O caserolă costă, depinde de gramaj, în jur de $13. O să iau vreo 3, pentru că ori de câte ori am un safir din comunitatea românească, aceștia vor să servească mititei. Ok, am plătit pentru 2 caserole de mititei și un sanitizer, pentru că încă nu am scăpat de pandemie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mititei, $13 caserola. Ceva de genul acesta, deci 2 caserole de mititei și un sanitizer, $27. Am luat un cooler mai micuț cu mine pentru a pune mititei. Să
vedem dacă reușim. Probabil va trebui să scot apa de la interior. Ei sunt înghețați, dar nu știu când ajung înapoi și vreau să stea în condiții bune. Ok, nu pot cu o singură mână. Am vrut să vă arăt cumpărăturile, le voi așeza mai bine în cooler, după care mergem să luăm pe prietenul meu din Chicago. Hai să căutăm adresa. Ar trebui să fie mult mai aproape decât în clipa în care am plecat de acasă. Sunt undeva la jumătatea distanței. Ok, să dăm înapoi pentru că a rămas adresa unde suntem în momentul de față. Bla bla bla. Nu mă interesează. Ok. 22 de minute. O distanță de 8,3 mile. Așadar, în 22 de minute voi ajunge la destinație. În sfârșit am reușit să le iau pe prietenul meu. Ne îndreptăm spre statul Wisconsin, unde vom vizita o locație. Acolo se desfășoară un show medieval, așa cum vă informam la începutul vlogului. Acum am să îi pun o întrebare prietenului meu, să vedem dacă poate să-mi răspunde. O întrebare capcană. Știai că aici, dacă limita de viteză este 55 la oră, poți să mergi cu 100 fără ca să primești amendă? Nu știam, dar nu cred treaba. Dar e o întrebare cu skepsil sau cu capcană. Nu știam. Nu? Nu. Deci dai o bere dacă îți demonstrezi. Da. Ok. Deci fii atent. Aceasta este o glumă furată de la colegul meu de breaslă, cei de la I Am Family. Îi salutăm și cu această ocazie. Este simplu. Iei 100 și o pui pe bord. Poți să mergi cu 100 la oră fără ca să ai vreo problemă. Dacă ai râs, să înțeleg că tu nu ești atât de îndrădăcinat comunist precum prietenul nostru Florin, pentru că el nu râde la glumele mele. Da, acum nu ești așa de carismatic. Serios. Da. Ok, acum vrem să facem un research pe Google, să vedem dacă găsim câteva informații despre ceea ce vom vizita astăzi. Ne revedem la locul faptei. Ok, hai să facem intrarea, cum se spune, la această locație. Am plătit $5 pentru a parca mașina. Este o alee care duce către locul pe care vrem să îl vizităm. Am văzut deja câteva persoane costumate, precum în vremurile de altă dată. Probabil aceste persoane fac parte din oamenii care ne vor prezenta tot felul de show-uri. Ne este și foame. Vedem, probabil vom mânca ceva înainte ca să începem cu adevărat vlogul din locația în care ne aflăm. Cam așa arată intrarea la acest show care se numește Bristol Renaissance Fair. Hai să vedem cât costă un tichet. Este încă de vreme, acum începe să vină lumea. Ok, am plătit $30 intrarea. Am crezut că este puțină lume, deoarece ne aflăm la prima oră dimineții, dar iată cât popor este adunat în această locație. Cameramanul meu mă întreabă dacă vreau ceva de băut. Nu. Ok. Nu vreau nimic de băut. Și cum spuneam, foarte multă lume costumată. Arată interesant, să vedem. Cred că va ieși un vlog minunat. Vom face un tur al locației în care ne aflăm. Se aud urale dintr-o zonă, probabil la început un show. Cu foarte multe buticuri unde se vând tot felul de
chestii promoționale, accesorii, amintiri, un nene care învârte de o umbrelă. Hai să vedem. Să vă prezint o imagine de ansamblu. Thank you. Ia uite-o și pe bunica. E cum le zice? Nu. Wimp. Wimp? Da. La doamnele da, costumate? Da. Le zice e wimp, ca un fel de babă, ca un fel de ce? Sună urât babă. Mai bine da. Ziceai hoașcă. Uite, aici e hoașcă, al lui Robin Hood. Ce cizme de piele frumoase. Nenea asta cântă la un instrument John Monroe. My breath, but it takes a lot of you want to see me do a trick, don't you? Minunat. Se pare că se pricepe omul. Hai să-i dăm $2 pentru că merită. Pune-i... Așteptăm să termine, să-i punem o întrebare. Prietenul meu vrea să-i adreseze o întrebare. Ok, cred că se lungește prea mult melodia. Dulcimer. Dulcimer. Ok, century 15, 16? 17, actually. 17? Irish. Irish? Aye, but there's versions of this instrument that go way back. There's the Ukrainian cymbalum, there's the, the zither, there's even the Chinese guangzhou. Okay. Okay, I appreciate it, thank you. Absolutely. Uite și pe bunica. Sunt simpatice bunicile. Asta nu e chiar bunica. Aici toată lumea este costumată, mai puțin noi turiștii. Hm? Vezi? Ce? Gardul mașină. Ia uite ce costumație are doamna asta, parcă nu prea merge să vie aici într-o astfel de culoare. Arată minunat, habar n-am de ce nu am știut despre această locație. Piese de teatru. Hai să mergem înainte, pentru că avem o piesă de teatru care se află în derulare. Nu știu dacă se aude sonorul. Buying their wares and going about their day, feeling fresh and refreshed coming out as they did when they went in. Inside that market, este probabil o piesă de teatru pentru cei mici. După o scurtă oprire, acolo unde existau niște obiecte
vechi, gen cuțite, arme. Am ajuns aici unde un nene. Habar n-am ce face. Probabil dacă dai un dolar îți dă nu știu ce cadou. Aici se aruncă cu cuțitul la țintă. Hai să vedem dacă au îndemânare. Deloc. Încă o încercare? Oh my god. Greșit total. Ok. Sahara mist. Exact, e parfum. Mamă, ce picioare are domnișoara asta. Tu ești nebun? O, oh, haide, pui mai, hai să mergem, că s-a și a plecat. Parfum, se sent și noi. Mm-hmm. Unde? Aici. La Sahara mist. Hai să vedem ce se întâmplă aici. Multă lume adunată. Îmi plac sânii doamnei. Asta e de copii, un soi de copii care începe de vreme. Da, dar sânii doamnei îți plac? Uite, s-a întors cu spatele. Ar trebui să spun niște chiar. Aici urmează un show pentru cei mici. Multă lume adunată care așteaptă ca acest show să înceapă. Am văzut ceva de halit și parcă m-a luat foamea. Cred că vom face o pauză și vom merge să mâncăm ceva. A început acest show pentru cei mici între timp. L-am pierdut și pe prietenul meu, dar va apărea el în peisaj de îndată. Hai să vedem. Hai să apropiem puțin camera. Din ce văd eu, totul este inclus în prețul biletului pe care îl plătești la intrare. Pe mine mă impresionează în continuare sânii doamnei. Iarăși s-a întors cu spatele. Am ajuns într-o locație unde pentru câțiva dolari ți se pictează fața, mai precis ți se desenează un obraz. Doamna Mâță se tot plimbă pe lângă mine. Sima. Sau cați, trebuia să zic. Cați. Nu cați, mă. Cați. Aici am ajuns într-o zonă mai aerisită. Din ce am realizat eu, nu sunt doar cei care organizează totul în locația în care ne aflăm costumați, ci și oameni care vin de acasă pur și simplu îmbrăcați în tot felul de personaje. Cred că trebuie o zi, două pentru a sta și a diseca tot ceea ce se întâmplă aici. What is here? Hai să vedem pe domnul indian dacă se bate cu doamna. N-are curaj. Îi dă lecții cum să mânuiască. Și nelul nostru trage din trabuc. Cu roșii. Cu roșii, cicaruși cu roșii după el. Se pare că lumea nu prea îl nimerește. Hai să vedem dacă nenea asta îl nimerește. Okay. My point was Hellboy. Look him up. You look just like him. You look like a slightly older version of him. And you know what? I'll tell you what.
if you hit me, you get a discount on your AARP dues. I know, I love it. Dude, please be careful. Don't fall over, all right? We don't have life call out here, all right? Nici o bucățică de roșie nu s-a dus în apropiere de nenea respectiv. Please don't fall over the counter either. Ultima. What do you keep in your pouches? Your inhaler? You seem a little short of breath right now. Cam atât. Oi, diavolul. Hai să-l vedem și pe Skaraoski. Îmi plac chestiile astea. Niște șmecherii care se practicau odinioară. Hai să vedem cât de forțos este tinerelul acesta. Vrea să-și încerce norocul. Și iată-l pe Thor. Ia să vedem. S-a apropiat. A fost la o palmă de punctul de sus, câștiga un tricou. Avem o nouă piesă de teatru. Was she really a monster or just misunderstood? Was she, in fact, the warrior queen of Libya, who, like her sisters, the Amazons, defended her nation against the imperial aggression of Athens? Long comes Perseus, the mercenary, with his sword guided by Athena, his path of invisibility, and his rearview mirror shield. Great show, and he decided this was a good day to collect the prize money and chop off her head. And you know something? That's exactly what he did. And suddenly, there were snakes everywhere. There were snakes over there. Snakes over there. The children took a sudden interest in classical mythology. O zonă pentru cei mici. Nisip. Dig for treasure. Aici se caută comori cu tot felul de ustensile. Și aici un perete pe care tinerii se cațără. Și am ajuns într-o locație unde te dai pe tiroliană, cred că așa se numește. Mai mult îmi plac nuferii de pe acest mic lac. Și probabil aici și câțiva pești, o broască țestoasă. Hai să vedem o broască țestoasă cu pui reflectă din apă. Lumina nu știu cât de bine se vede. There's a very large snapping turtle right there. Se cam mișcă podul ăsta, ai senzația că te duci în apă. Un alt show undeva în apropierea mea se află în derulare, se aud aplauze, vom ajunge și acolo. Dar întâi să vizităm partea aceasta în care ne aflăm.
Foarte fain acești mici nuferi care se află pe suprafața apei. Este perioada lor când înfloresc. Hai să vedem de ce se face atâta zarvăr, ci că dacă calci în cerc una, primești tot felul de aplauze și țipete. Noroc că am citit tot cuvântul, că am văzut M-U și după aceea mi-am dat seama că de fapt altceva vroia să scrie. Mă uitam ce picioruș are domnișoara aceasta. Costumată, dar se purta mini și în acele vremuri. În fine, să nu-i facem prea multă reclamă. Hai să mergem înainte. Poți să mergi înapoi, numai înainte, nu? Înainte, că înainte a fost mai bine. Aici este un loc de fumat, se duhănește. Da. Tot felul de arome se simt în atmosferă. Acum suntem în secțiunea din mijloc pe care nu am vizitat-o. Am dat o tură destul de rapidă. Am schimbat și modul de a filma. Acum folosesc GoPro-ul pentru că mă doare mâna de la telefon. S-ar putea calitatea sunetului să scadă, dar să sperăm că ne auzim. Uite-l și pe Neluțu. Sau mergem pe aici și mergem pe a doua străduță și ne întoarcem pe asta. Suntem pe un culoar care leagă străzile principale, dacă se poate spune astfel. A mai venit lume între timp, dar nu este extrem de aglomerat. Avem și o domnișoară în față care și-a montat aripi. Cam de vreme vrei să ajungi la înger. Ce zâmbet atrăgător ai! Thank you! Era să mă ia cu leșini. Totuși a fost nice că ne-a spus să avem o zi bună. Nu știu cât de bine se vede cu GoPro-ul, dar după cum puteți să vă dați și voi seama, o grămadă de buticuri, în atmosferă se simt tot felul de parfumuri, câteodată mirosuri ce provin de la hainele de antichitate. Ciudată ideea să te costumezi în tot felul de personaje din trecută și să duhănești. Iată încă un loc pentru fumat. Parte am văzut ce am avut de văzut. Probabil dacă te oprești la fiecare butic sau unde se organizează un show, ai ce vedea. Dar pentru că noi suntem doar în trecere, până la urmă am decis ca să ne ducem către casă. Sorry. I love your eyes. Sorry, I'm gonna move you into feet.
Ne apropiem de zona de ieșire, de fapt pe aici am intrat. Iată și pe bunicile noastre. Mișto, cu tatuaj pe gât. Unde e ieșirea? Colo. Colo, 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 hai. Am ieșit din locația în care am fost vreo oră, oră și ceva și vreau să vă arăt un parc de motociclete, la să zic auto, tot felul de exponate. Nu am să mă apropiu de ele, pentru că acestea sunt înconjurate cu o funie, probabil, pentru a fi protejate de vizitatori. Am venit la gară să-l conduc pe prietenul meu. Cam aici se încheie acest vlog, să sperăm că v-a plăcut ceea ce ați urmărit. Dați un like, abonați-vă la canalul meu dacă doriți și până data viitoare nu rămâne decât să vă spun să aveți zile minunate. La revedere!